Pe 10 mai a început colectarea datelor în cadrul recensământului general agricol, runda 2020. Activitățile de pregătire și organizarea colectării datelor au fost realizate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, alături de Institutul Național de Statistică, Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu structurile teritoriale ale acestora și cu suport tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Tabletele necesare colectării datelor din teren sunt asigurate de către Serviciul Telecomunicații Speciale, care găzduiește și sistemele hardware și software necesare pentru colectarea și prelucrarea datelor de recensământ, asigurând totodată mecanismele de securitate privind transferul de date și cel de administrare a resurselor. În vederea asigurării condițiilor necesare recenzării exploatațiilor agricole, comisiile locale au efectuat acțiunea de sectorizare a teritoriului prin împărțirea localităților în sectoare și secții de recensământ pe baza instrucțiunilor și normelor elaborate de Secretariatul Tehnic Central și aprobate de către Comisia Centrală pentru Recensământ. Datele colectate la recensământ vor fi utilizate exclusiv în scop statistic. Informațiile furnizate de către respondenți vor fi prelucrate respectând confidențialitatea statistică și vor fi diseminate de către Institutul Național de Statistică în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare, fiind imposibilă identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice sau juridice vizate.